Bună ziua! Astăzi vom face plăcințele pe tigaie, da? Rotunde. Aici am pus 150 ml de apă cu 4 grame de drojdie. Avem aici zahăr și sare, un pic de ulei. Foarte simplă rețeta de luat. O să amestecăm zahărul cu drojdie. Amestecăm foarte, foarte bine. Aici avem brânza, am pus mărar și cu ceapă verde. Aici voi face un pic de ulei și ceapă călescă pentru cartofi. Cartofii o să-i pasez. Și aici la fel am pus mărar și ceapă verde. Așa îmi place mie să fac o ceapă verde și mărar. Dacă nu vreți, nu puneți brânză de vaci. Cam un kilogram. Deci călim, după care pasăm cartofi și adăugăm în cartofi. Dacă nu vreți, nu puneți ceapă. Dar am pus un pic de ulei și cu ceapă. Acum vom începe să facem aluatul. O să margă cam vreo 300-400 de grame. Un pic de ulei adăugăm pentru ca să fie elastice. Acum vom mesteca tot până obținem un aluat mai grosuț. Iată, cam așa trebuie să vă iasă. Vom mesteca tot cu mână. După care îl punem pe masă și facem biluțe. Din aceste biluțe vom forma minim să-mi iasă, cred că 4-5 plăcințele. Perfect. Trebuie să-l lăsăm să odihnească câteva minuțele, da? 5 minute maxim, până pregătim noi cartofii. Dacă o să faceți așa și o să lăsați un pic în ulei pe masă, ea să odihnească foarte bine. Acum o să vă arăt plăcințăca. Foarte fragedă, am gustat. Foarte fragil la aluatul și crocant. Ca dacă o lăsați pe masă și vreți să o întindeți, elastic tare aluatul și bun la rețeta asta care am făcut-o eu. Se întinde cât masa, cât vreți să întindeți.